Una dintre cele mai dificile sarcini pentru administrația de la Piețe Târguri și Oboare Buzău a fost aceea de a sectoriza suprafața pieței centrale și de a separa vizibil producătorii de comercianți, așa cum prevede noua lege. Am ajuns în faza finală, 99% dintre tarabe sunt rezolvate pe partea producătorilor. Au mai rămas două persoane care sperăm în cursul zilei de astăzi, mâine, să le rezolvăm și pe ele. Practic, vor intra în statut și în drept ca funcționalitate de la 1 februarie. Dar la momentul ăsta, ceea ce înseamnă contracte sunt rezolvate și urmează următoarele zile să facem contracte și la societăți. Dacă la început cei mai mulți dintre piețari au fost neîncrezători în utilitatea unei astfel de măsuri, pe parcurs s-au convins că mica lor afacere nu va avea de suferit. Celor mai mulți le era teamă că își vor pierde clienții fideli dacă vor schimba locuri, iar altora că își vor pierde vadul comercial. Societatea a avut abilitatea de a negocia și discuta cu comercianții de 3 luni de zile de când a apărut legea. La început au fost puțin mai reticenți pentru că nu erau atât de încrezători. Toți din piață au crezut că de la noi a venit această decizie, dar s-au convins, e o lege, trebuie pusă în aplicare. Și după multe și multe discuții și întâlniri cu absolut toți comercianții din piață, poate de 3-4 ori, se pare că m-a dat rezultate bune aceste negocieri cu ei. Cumpărătorii vor avea sigur de câștigat pentru că în zona delimitată pentru producători ar trebui să găsească doar produse autohtone provenite din grădinile și serele agricultorilor buzoieni ori din alte județe. Săptămâna trecută am pus niște panouri, 8 panouri care sunt și estetice, în zona strictă a producătorilor. Eu sper că orice buzoian care vine în piață sau și în afara Buzăului, când intră în piață și vede panourile respective cu producători, în mod normal, eu așa aș proceda dacă aș fi consumator, când mă duc în piață și văd zonă producător, chiar așa scrie pe panou, mă duc și am nevoie de un produs, merg acolo în zona de producători. Nu-mi place marfa, nu-mi place produsul, merg și în cealaltă parte a pieții unde sunt societăți. Numai că, pe timpul iernii, produsele autohtone sunt mai rare, așa că unii dintre producători și-au scos și autorizații de comercianți pentru a putea vinde și alte produse. Astfel își pot plăti chiria tarabei și în cele câteva luni când nu au producție. De la intrarea dinspre Parcul Sfinții Îngeri, pe partea stângă aleii centrale sunt producătorii, iar pe partea dreaptă comercianții. Capetele pieței de la cele două intrări au rămas în continuare pentru fructele autohtone, respectiv cele exotice.